Deși suntem în plină iarnă, autoritățile centrale au rămas, se pare, mirate de ninsoare și viscol și au reacționat în consecință, adică ineficient și dezorganizat. Despre declarațiile și acțiunile guvernului în această perioadă a făcut referire astăzi în conferința de presă a PNL Giurgiu, purtătorul de cuvânt Ionel Muscalu. Acum, în al 12-lea ceas al guvernării PDL, PDL-ul descoperă încă o dată că există și acest anotimp și nu numai că îl descoperă, dar face și campanie electorală pe seama lui. Au angajat în postul de prim-ministru un om care să dea cu lopata și să toarne ceai cu polonicul ceai. Fără acțiunea fermă a Direcției Județene a drumurilor, de a veni în sprijinul celor de pe DN5, acțiunea aia de, în care s-au bâlbâit atât de mult cei de la dezăpezire, ar mai fi durat probabil încă 2 zile. Sau o zi. Dar ar mai fi durat. Și cred că trebuia să iasă și cei care sunt responsabili cu dezăpezirea să mulțumească măcar Consiliului Județean că a venit în sprijinul lor și că a făcut lucrul ăsta.